Cele 29,2 miliarde de euro de la Uniunea Europeană nu vin în orice condiții. Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat o serie de reforme odată cu implementarea Programului Național de Redresare și Reziliență a României. PNRR va aduce reforma pensiilor, tăierea pensiilor speciale, dar și schimbări în instituțiile de stat. Am scris împreună cu domnul prim-ministru acest concept paper pe care l-am trimis înaintea vizitei la Bruxelles, care este o trecere în revistă a reformelor majore care vor fi prinse în PNRR, cu detalieri acolo unde au fost cerute de către Comisie. Și acest concept paper a fost baza de discuție pentru toate întâlnirile pe care le-am avut. Și a fost foarte bine primit, inclusiv ați văzut în tweet-ul președintei Comisiei Europene, s-a referit în mod explicit la aceste reforme. Și asta este o chestiune pe care eu am mai subliniat-o în mai multe intervenții publice, dar știu că întotdeauna este mai atrăgător să vorbim despre partea de investiții. PNRR este un instrument de reforme. Pentru asta a fost inventat. Fără reforme substanțiale nu va trece acest plan. Vorbim de reforma pensiilor și aici avem un clar deadline de a trimite legea în Parlament anul ăsta și niște elemente care presupune o indexare a pensiilor clară, bazată pe obiective statistice, nu pe decizii din pix și decizii politice. De asemenea, reducerea pensiilor speciale în limitele pe care ne le permite Curtea Constituțională, dar acest guvern își asumă o reformă serioasă a pensiilor speciale, o reformă a companiilor de stat. Vom avea un proces de audit la toate companiile de stat, vom elimina din legea privitoare la companiile de stat, la managementul companiilor de stat, vom elimina acele excepții băgate de PSD ALDE în anii anteriori. Excepția de la profesionalism este o aberație și atunci vom scoate acea listă de excepții. Toate companiile de stat din România trebuie să treacă printr-un proces de audit, profesionalizare, numirea politică a bordurilor și vor fi supravegheate de către un departament special de la SGG care va face politica statului român în ce privește companiile de stat. Asta a fost o observație, o recomandare de țară care apare în ultimele 5 rapoarte ale Comisiei Europene, dacă vă uitați în urmă, că România nu are o politică clară și nu are o entitate care să se ocupe de companiile de stat. Vom crea această entitate la SGG, care va avea indicatori de performanță pentru toate companiile de stat și va avea un plan de reformă, închidere acolo unde este cazul și legare a salariilor din conducerea companiilor de stat de obiective de performanță. Deci trebuie să facem din companiile de stat o sursă de a aduce bani la buget, nu o sursă de a se scurge bogăție din averea publică.